Nici n-au apucat bine să se odihnească. Pompierii secției Brad, că au fost solicitați din nou să intervină în satul Rișculița din comuna Baia de Criș, peste care de data aceasta au năvălit apele pârâului care traversează satul și a cărui debit a crescut vertiginos. Au fost inundate 10 gospodării, iar pompierii au reușit să stabilizeze situația abia în această dimineață, în jurul orei 1. După mai puțin de 24 de ore de la încetarea misiunii executate de pompieri duminică și luni, când viiturile au inundat și satul Rișculița, salvatorii de la ISU Hunedoara au intervenit din nou în ajutorul localnicilor din sat. S-au folosit saci cu nisip pe post de stabilă în calea pârâului, care a ieșit în mod alarmant din matcă. Au fost afectate de revărsarea pârâului 10 gospodării, iar pentru scoaterea apei din curți, case și anexe, salvatorii au folosit motopompe de mare capacitate. Locuitorii au fost informați permanent cu privire la evoluția situației. În următoarele ore, vă rugăm să nu intrați în panică, să fiți precauți în eventualitatea unor posibile evacuări din imobile. Vă mulțumim! Din fericire, nu a fost necesară evacuarea persoanelor, iar după câteva ore, apele s-au retras și situația a revenit la normal. Pompierii s-au retras și la bază la ora 1 a acestei nopți, dar un echipaj a rămas în zona afectată până în această dimineață pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere.